Și femeile, după apariția menopauzei, ar trebui să facă o densitometrie osoasă. Trebuie mai mult calciu. Există concepția aceasta că este puțin calciu. Nevoia noastră de calciu este undeva pe la 1000 de miligrame pe zi, între 800 și 1500 variați. Surse bogate de calciu sunt laptele, iaurtul și toate derivatele, însă există și surse mai sănătoase, vegetale și precum brocoli, varză, fructe, alunele, soia și produsele din soia sunt foarte bune și sănătoase. Migdalele, alunele și sultanul conține foarte mult calciu, să știți, dar trebuie măcinat. Trebuie să-l folosim într-un mod în care putem beneficia de calciul de acolo. Problema aceasta a proteinelor în exces. Am amintit la un moment dat de coții calciului, factorii care fură calciul din oase. Organizația Mondială recomandă un aport de 50 de grame de calciu pe zi. Însă alimentația noastră de zi cu zi și 50 de grame de proteine pe zi, da? Însă alimentația noastră presupune, din păcate, mai mult decât atât. Iată un meniu pe o zi. 51 de grame la micul dejun, 43 de grame la masă de prânz și la cină 91 de grame. Iar însumând toate acestea, ajungem la o cifră mult mai mare decât ne este recomandat. Ce se întâmplă? Excesul de proteină. Proteina în organism este metabolizată și toxinele care rezultă de aici trebuie să eliminate prin rinichi. Însă ele trebuie să tamponate, trebuie să făcute într-așa fel încât să nu fie toxice pentru organism. Sulfații și fosfații sunt toxinele acestea care rezultă din metabolismul proteinelor. Atunci, organismul, pentru a tampona, pentru a neutraliza aceste toxine, scoate calciu din oase și calciu se leagă de sulfat și de fosfat. Și sunt eliminați apoi prin în felul acesta, excesul de proteină pierde calciu. Și ajungem la final. Investiți în banca oaselor dumneavoastră. Haideți să facem exercițiu fizic și care să solicite oasele membrelor inferioare. Alergatul este foarte bun, da? Evitați jefuitorii de calciu. Expuneți-vă la soare să beneficiați de un aport suficient de vitamină D. Vitamina D fixează calciul în oase. Și mâncați vegetale care au un conținut bogat în calciu. Și evitați pe cele bogate în proteine și alimentele bogate, alimentele de origine animală. Acestea fiind spuse, eu vă doresc succes și să ne ajute Domnul pe toți să prevenim această boală de